Numărul i-a purtat ghinionul un troleibuz de pe ruta 13 a intrat într-o mașină de teren. Accidentul stupid s-a produs la intersecția străzilor Cogălnicianu și Ismail. Șoferul autoturismului de model Toyota Land Cruiser spune că nu este vinovat, întrucât staționa la semafor când troleibuzul l-a lovit din spate. Care linie? Ce eu eram? Păi m-am împins, dacă nu vedeți că este o leacă, cum, dacă el m-a lovit, m-am împins o leacă înainte. Nu sunteți vinovați. Nu, dar cum poți fi vinovat dacă urgem la semafor? Cum poți fi vinovat dacă el mai ești mă împinge din urmă? Fiu vinovat, nu? Șoferul troleibuzului a refuzat să vorbească cu echipa ProTV. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Ambele unități de transport au fost avariate. Troleibuzul a rămas fără parbriz, însă este asigurat. Șoferul vinovat riscă o amendă de 1000 de lei și 6 puncte de penalizare.